micului dejun. Cereale, marcă proprie, la prețuri foarte bune. Și asta o să vedeți și noastră când o să le degustați după aceea, că mai ales pentru copii, sunt o atracție. Foarte important de menționat, când am spus mai devreme, este că Lidl are în proporție de până la 80% mărci proprii. Restul de 20% sunt mărcile cunoscute internațional, dar referitor la mărcile proprii, o să vă spunem că toate articolele, acest procent de 80%, sunt de tipul Belarom pentru ciocolată sau pentru cafea mai avem Belarom. Fiecare articol și fiecare marcă proprie Lidl este semnalată corespunzător. Dezvoltăm un brand specific. Este un brand specific sau care se numește? Belarom. Pentru anumite. Pilos, de exemplu, este pentru produsele lactate. Peacock, brandul, este pentru salamuri, mezeluri. Pentru fiecare brand noi dezvoltăm etichete, creștem brandul în sine și nu ne-am... O întrebare, iertați-mă, dacă n-ar fi fost săptămâna franceză, n-ați fi folosit așa de mult râul acesta franțuzesc, nu? Asta e pentru... Este moștenire de la părinți. Am crezut că e chiar pentru faptul că e săptămâna franțuzească. Nu mă pot uita de când vorbește Dumnezeu tot în ochii dânsă. Eu chiar premiul ăla, chiar dacă erau 3 minute, am crezut că e cu PR-ul. Da. După cum am spus mai devreme, de la prima. Da, pentru doamne în special avem dulciuri pe rândul ăsta, da, vă rog să le primim. La structura noastră insistați mult pe raionul. Haideți să rămânem până la vineri să vedem aici ce avem. Avem aici... coaceți pâine. Coacem pâine, facem... Cine vă furnizează pâine? Pâine nu-i dat furnizorul direct. Avem un furnizor direct de pâine, prima succes. Din județul Cluj, nu județul Cluj, la nivel național, sau mă rog, pe partea din Transilvania, care ne furnizează. Acolo o să găsiți pâinea de la furnizorul direct. Iar pâinea ce o coacem noi, pâine, franzelă, croasante, plăcinte, o să le găsiți aici. Da? Vor rezista mult acestea. Noi credem că vor rezista, să știți. Depinde cât de atenți sunt. Au fost testate și în restul țării, nu s-a spart niciodată. Deci produse pe care le veți degusta la sfârșitul turului nostru prin magazin, la sfârșit am pregătit niște produse proaspăt coapte, ieșite din cuptor. În fiecare dimineață, dacă intrați în magazin, o să simțiți mirosul ambietor de produse proaspăt coapte. Dar nu numai dimineața, tot timpul când intrați în magazin, o să predomine acest miros. Sunt produse ce sunt foarte și ținute la vânzare o zi. Ele vor fi primele de mâine acestea și zona de fructe și legume. Intrați, poate nu mai aveți. Da, haideți vă rog, poftiți, haideți să vedem procesul tehnologic. Domnul Zabor să ne explice. Da. Practic, marfa ce-o pune noi, dar haideți, domnule, să vedeți. Haideți să vedeți cum se coace pâinea. Nu vor să vină. Nu vor să vină. Vor să vadă cum se face vinul. Da, cred că așteaptă stadiul la vin. Da. Deci domnul Savov să ne prezinte cuptorul de copii. Noi primim marfa de la depozitul central din județul Mureș, de la Iernut, de grupul nostru regional. Marfa vine în boxe TKT, produsele sunt congelate. Avem aici un mic spațiu în care ține. Ce vă frigă? Și practic aceste produse toate și avem aici un pastel. Precum vedeți și dumneavoastră, împărțit în două. Partea de sus și partea de jos le așezăm pe tăviță. Produsele pe care vrem să le coacem și avem aici un cuptor împărțit tot așa în două, foarte ușor. Este pe rot, cărșorul, îl băgăm, înăuntru programăm cuptorul, se coace. După un anumit timp, după un interval de timp, acest cuptor pornește alarmă și acesta semnalizează faptul că produsele sunt copte. Scoatem produsele înapoi în acest pastel, așteptăm să se răcească, după care le prezentăm în raftul de produse de pe ECO. Practic acesta este... Totul este curat, igienic, la ultimele standarde europene. Produsele sunt de o calitate garantată.